Bine v-am găsit! Te-am întâlnit acum ca să prezentăm cea mai recentă carte pe care scriitoarea Voichița Tulcan Macovei o publică. Este vorba despre terapie prin credință, psihologie după modelul lui Hristos. Iată ce scrie pe coperta 4. Se poate întâmpla, și se întâmplă des, să nu ne dăm singuri seama de ceea ce se petrece în viața noastră și atunci avem nevoie de sfătuitori. Important pentru noi este ca aceștia să fie sinceri, corecți și cunoscători ai vieții, ai sufletului și al lui Dumnezeu totodată. Cuvântul lui Hristos și al apostolilor transmis prin Sfânta Evanghelie este o flacără vie care arde și astăzi cu putere pentru aceia care se hotărăsc să aplice în viața lor învățăturile și sfaturile ce ne pot modela ființa pentru a semăna tot mai mult cu Creatorul nostru. Voichița Tulcan Macovei nu este la prima carte publicată, nici la prima carte publicată la editura noastră măcar. După cum vedeți, întrebările sale au dus-o ca să mai scoată niște cărți. Una dintre ele se numește Cine sunt eu și cine este Dumnezeu? Dialoguri interreligioase. Cartea apărută în anul 2020. O să-i dau microfonul lui Vasile Poenaru pentru că el știe foarte, foarte bine despre ce este vorba în aceste cărți. Ca editor am citit cu bucurie manuscrisele doamnei Voichița Tulcan Macovei, cu bucurie pentru că scrie foarte bine, dar și pentru că transmite foarte multe informații de care cu toții avem nevoie. Această voluminoasă carte în două volume, Cine sunt eu și cine este Dumnezeu, este deosebit de interesantă prin noutățile pe care le aflăm din discuția ce se poartă între mai multe religii. În interiorul cărții sunt și prefețe ale unor profesori universitari, cum este, de exemplu, aceasta profesor universitar dr. Radu Păiușan, din care citez. Cartea intitulată Cine sunt eu și cine este Dumnezeu? Dialoguri interreligioase este scrisă într-un registru ecumenic, abordând divinitatea prin prisma dialogurilor între un evreu, numit iudeu, un creștin, un musulman, un hindus. Deși este o carte de cultură religioasă și nu una strict științifică, ea are un caracter interdisciplinar, bazându-se pe scrierile fundamentale ale celor patru mari religii, mozaică, creștină, musulmană și hindusă, adică Noul Testament, Tora, Vechiul Testament, Bhagavad Gita și Upanishadele, Coranul. Este deosebit de interesant faptul că aceste convorbiri se desfășoară între reprezentanții unor religii monoteiste, mozaică, creștină și musulmană, și un practicant al unei religii politeiste, cea hindusă. Discuțiile pornesc de la premisa că divinitatea este una singură, dar este percepută diferit în cele patru religii reprezentative ale omenirii. Iar domnul profesor Eugen Bocăniciu spune: Ilie Tisbitul, secolul 8 înainte de Hristos, a provocat slujitorii zeităților Canaanului la un test de identificare a Dumnezeului adevărat pe muntele Carmel, aproape de cetatea Megiddo. Fiecare își va invoca Dumnezeul lui, iar autenticul Dumnezeu, acela care merită închinarea, va fi cel care răspunde cu foc trimis din cer pe altar. Cartea aceasta este un veritabil altar sui generis, construit cu multă dedicare și nevoință, dar nu din pietre ca lui Ilie, ci din argumente riguros și complex elaborate. Mai mult ca oricând, în confuzia totală de astăzi, Ilie are nevoie de urmași lucizi, capabili și curajoși,
care să demonstreze care este calea, adevărul și viața spre veritabilul Dumnezeu. În această scriere, autora dovedește cu certitudine că este un astfel de urmaș al profetului. Iată, deci, suficiente motive să ne apropiem cu drag de această carte și să o citim pe îndelete, să o studiem, pentru că în acest fel ne apropiem mai mult de Dumnezeu și de ființa noastră spirituală. Vă mulțumim pentru participare și vă rugăm să participați și la celelalte lansări ale noastre.